sfârșit am luat-o înaintea lui. Așa mi se pare că ne-am avut-o din drum. Uite aici o busturugă. Hai să mi-o zici puțin. Ce ai însat? Ce ți-a dat doar persoan să duci copiilor? Uite, am o carte frumoasă cu basme. Precis copilul care și-a dorit-o este silitor la școală și îi place să citească. Mai am creioane, carioci, seturi cu cărciulițe și mănuși. Dar eu duc jucării copiilor mai mici. Uite! Un ursuleț. Da? O mașinuță. Da. Și totuși nu putem sta aici. Vom îngheța. Hai mai bine să-l căutăm pe Moș Crăciun. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Prea aproape nu este. Hai să chemăm fulgișorii de nea în ajutor. Și piticii. Fulgișor de nea, fulgișor de nea, piticilor. Parcă ziceam că se oprește să o gândească relii puțin. Eu cred că a rămas în orașul ce se vede în zare. Unde? Unde? În zare, în zare. Nu! Bine! Sigur, precis, sunt mulți copii acolo, doar orașul e mare, nu mă fie frică, vine aia în curând. Noi fugim de-a mea, am spurat înaintea lui să putem să-i pregătim drumul. Astfel, cum ar putea sta în ea lui să alunece dacă nu e zăpadă? Moș Crăciun de prin obeți, Moș Crăciun de prin povești. Fratele Vitrei. Fratele lui Vitrei a stricat sanarea lui Moș Crăciun. Din cauza aceasta, de bea în ultimul moment, a reușit spiritul și piticii să o repare. Ce s-ar fi întâmplat dacă Moș Crăciun nu ar fi ajuns la timp să poartă cadourile? Ar fi fost o nenorocere, ar fi putut să dispară Crăciunul, n-ar mai fi existat. Eu cred că fratele lui Vitrei s-a învățat aminte după ce a pățit anul trecut. Vai, ce distractiv a fost! Noi fugi de nea, am acoperit pământul cu zăpadă și a rămas înțepenit până după Crăciun. Toți copiii au primit cadou. Sper să nu se repete povestea de anul trecut. Hai să gândim pozitiv și să-l căutăm pe Moș Crăciun. Moș Crăciun! 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 Apar copii! Haide, moșule, Elina!
Nu s-a mai văzut nici Sonia, nici Jenny ne-a ajutat să-l căutăm? Da! Ascultați cu atenție! Fratele vitrega lui Moș Crăciun a făcut o vrajă și a reușit să-l prindă! Dacă nu-l ajutați să scape, nu vă mai exista Moș Crăciun! Dacă răspundeți corect la trei întrebări, vraja se va rupe și veți gosti și să-l lua pe Moș Crăciun! Da! Mai repede! Mai repede! Acum prima întrebare! Care este țara lui Moș Crăciun? Laponia! Bine, acum a doua întrebare. Ce se sărbătorește în prima zi de Crăciun? Gata, știu! De astea am zis Hristos Mântuitorul nostru! Da, ai zis Hristos Mântuitorul nostru! Bravo! Și acum ultima întrebare! Ce înseamnă Muicar Șoafă? Muicar Șoafă fie asta! Hai, gândiți-vă! Nu e tine pe rând! Hai, eu te spun! Ajută-ne puțin! Nu e Cărcșor? Știam asta! Gata, șef, e numele lui Moș Crăciun spusivesc! Ura! Bravo, copii! Draja s-a rupt și acum îl veți găsi și salva pe Moș Crăciun! Stai un pic, Duhal Iernii, dar unde? Nu este nicăieri, a plecat! Degeaba ne-am bucurat atât! Oh! Haideți să avem credință să-l căutăm din nou! Haideți! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Am ajuns în sfârșit la peștera! Yeah!
Nu poate să fie mai mulți. Trebuie să-l pedepsești, moșule! Nu! Repede asta să-i dă! Să-i punem să cânte Moș Crăciun cu plete de albine. Să-i punem să cânte Colindul Moș Crăciun cu plete de albine. Hai, să vă lăsă facă ca Mickey Mouse! Să ne tăiem nasul! Să-i închidem într-o cușcă și să-i ducem la grădina zoologică! Dacă anul trecut au înghețate frică, în calul acesta mai bine să zicem în deșertul Sahara să moară de cald! Iartă-mă, frate, drag, acum chiar că v-am învățat minte, jur că voi fi prietenul tău. Hai, Milo! Bine, dar stai, am o idee. Tu nu vei fi Moș Gerilă, nici Moș Crăciun, nici Amuș. Tu vei fi Moș Nicolae. Și ce face acest moș? Acest moș împarte dulciuri copiilor. Și cadouri? Nu, tu vei fi mai special. De ce nu vă să-mi faci eu cadou? Iar copiilor răi le vi dau un miel. Îți mulțumesc, frate drag, acum dăm tot ce-mi doream, jur că nu te voi dezamăgi niciodată. Și așteptați nava pe drum. La revedere!